Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și de toate ne împlinești. Misterul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvânt bun răspuns la inima mea, grăi voi cântarea mea împăratului, limba mea este trestie de scriitoră ce scrie ispusit. Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fii oamenilor, revărsat-o sahar pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în viac, încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice, cu frumusețea ta și cu strălucirea ta. Încordează țarcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povățui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului. Popoarele sub tine vor cădea scaunul tău, Dumnezeule, în viacul viacului, toiac de dreptate, toiacul împărăției tale. Iubit ai dreptatea și ai vrut fără de legea, pentru aceasta te-am uns pe tine Dumnezeul tău cu îndelemnul bucuriei mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale. Din palate de fildeș cântări de alăută te veselesc, fiice de împărați într-o cinstea ta. Șezută împărăteasa de-a dreapta ta, îmbrăcată în haină urită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este Domnul tău. Și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feții tale se vor ruga mai mari poporului. Toată slava fiicei împăratului este înăuntru îmbrăcată cu țesătură de aur și prea înfrumusețată. Aduce se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție. Aduce se vor într-o veselie și bucurie, aduce se vor împăratul împăratului. În locul părinților tăi s-au născut ție fii, pune vei pe ei căpetenii peste tot pământul. Pomeni vor numele tău în tot neamul și neamul, pentru aceasta popoarele te vor lăuda în viac și viacul viacului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, care ai venit ca Fiul și Cuvântul Tău cel împreună veșnic și de-o ființă, să se întrupeze din preacurata și pururea Fecioara Maria și prin preacurata nașterea Lui din ea, făcând-o născătoare de Dumnezeu, ai făcut-o mijlocitoare, rugătoare și ajutătoare tuturor creștinilor. Caută acum asupra noastră, care cu umilință te rugăm și care o numim și o credem a fi cu adevărat născătoare de Dumnezeu și cu credință o chemăm în rugăciunea cea către tine. Prin rugăciunile ei fă să fie auzite cererile și rugăciunile noastre și trimite harul preasfântului tău Duh asupra icoanei acestea pe care robii tăi au făcut-o în cinstea și pomenirea ei. Binecuvintează-o cu binecuvântarea ta cea cerească și dă-i puterea și tăria facerii de minuni.
Fă vindecătoare și izvor de tămăduiri tuturor celor ce în dureri se vor pleca în fața ei și vor cere de la tine ajutor prin născătoarea de Dumnezeu. Și pe toți care înaintea acestei icoane vor cinsti după vrednicie pe prea binecuvântata Fecioară și Maica a Domnului nostru Iisus Hristos, pe ea iubitului tău fiu. Și ca pe o mijlocitoare a neamului creștinesc o vor chema în rugăciuni către tine și în ajutor la nevoile și necazurile lor. Învrednicește să dobândească izbăvire, apărare și grabnic ajutor. Dă-le lor cu milostivire iertare de greșeli și de grab să primească harul cerut de la tine și să afle mila dorită de la iubirea ta de oameni și părtaș împărăției să fie cu îndurările celui ce s-a născut din ea cu trupul al unui a născut Fiului Tău, Dumnezeului Celui întrupat și a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu care ești binecuvântat cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău, capetele noastre Domnului să le plecăm. Dumnezeule, Părinte a Toțiitorului, care ai voit alege din tot neamul omenesc pe Preacurata Porumbiță și Nepătata Mielușea, pe Pururea Fecioara ca să fie Maică unui a născut Fiului Tău și ai sfințit-o spre Sălașului prin venirea Preasfântului Duh și ai făcut-o mai slăvită și mai cinstită decât Heruvimii și Serafimii și rugătoare pentru tot neamul omenesc. Prin rugăciunile și mijlocirea ei binecuvintează și sfințește cu Harul Tău, prin stropirea cu această apă sfințită, icoana aceasta, alcătuită în cinstea și pomenirea ei și pentru slava celui născut din trânsa, a Fiului Tău cel unul născut și de o ființă și pentru a Ta, Părintele Lui cel fără de început și a Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Arată tuturor care cu credință se vor ruga înaintea ei, vindecătoare de neputințele cele sufletești și trupești și eliberare și acoperământ puternic de toate bântuielile vrăjmașilor, și fă să fie rugăciunile lor bine primite la Tine. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu cel născut cu trupul dintr-o ea, ale Domnului nostru Iisus Hristos, cu care binecuvântat ești, cu prea Sfântul, Bunul și de viață Făcătorul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeule Atotțiitorule, Dumnezeul părinților noștri, care de demult în legea veche ai poruncit să se facă în cortul mărturiei asemănare de heruvim din lemn și din aur și de lucru cusut. Și acum chipurile asemănările sfinților plăcuție nu le lepezi, ci le primești pentru ca robii tăi credincioși. Privind la ele să te preaslăvească pe tine care i-ai preamărit și să se nevoiască a fi următori vieții și faptelor prin care aceia s-au învrednicit a dobândi harul tău și împărăția ta. Ție ne rugăm, caută și acum la aceste icoane, care închipuiesc aici și sunt zugrăvite în cinstea pomenirii Sfântului tău, Constantin Brâncovean, cu cei patru fii ai săi, și le binecuvintează cu cerească ta binecuvântare și o sfințește. Și tuturor celor ce o vor cinsti și se vor închina și se vor ruga înainte acestei icoane și vor chema rugăciune către tine pe sfinții care sunt zugrăvite pe ele, să le fie ascultător, milostiv și dătător, darnic de tot binele, mântuindu-i de toată supărarea și nevoia și de toate durerile sufletești și trupești, învrednicindu-i harului și milei ce vor dori de la tine pentru rugăciune sfinților care sunt aici. Că Tu ești izvorul sfințirii și Ție slavă înălțăm împreună și unui a născut Fiului Tău și prea Sfântului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne. Doamne Dumnezeul nostru, care ai zidit pe om după chipul și asemănarea Ta, iar prin neascultarea celui întâi zidit, făcându-se stricăcios, l-ai înnoit prin întruparea Hristosului Tău. Cel ce a luat chip de rob și cu asemănarea s-a făcut ca un om și l-ai adus în întâia vrednicie între sfinții Tăi, a căror închipuire cu evlavie cinstind,
cinstim pe Sfinții Tăi care sunt chipul și asemănarea Ta, iar pe ei cinstindu-i pe Tine, Te cinstim și Te slăvim ca pe chipul cel din tâi. Pentru aceea Te rugăm, trimite Harul Tău și prin stropirea cu această apă sfințită, binecuvintează și sfințește icoana aceasta pentru slava Ta și întru cinstea și pomenirea Sfinților Tăi martiri brâncoveni, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și sfetnicul Ianache și pe toți care vor cinsti aceste chipuri și vor aduce Ție rugăciunile lor înaintea lor, binecuvintează-i și învredicește cu milostivirea aflahare înaintea Ta, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unei născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, cu preasfântul, bunul și de viață, Făcătorul Tău, Tu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Se sfințește icoana aceasta cu Harul Preasfântului, prin stropire cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează și se sfințește icoana aceasta cu Harul Preasfântului, Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează și se sfințește icoana aceasta cu Harul Preasfântului, Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru dreapta credință și pentru neam Te-a învrednicit a suferi moarte de martir, împreună cu fiii tăi Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul Ianache, drept credinciosule voievod Constantine, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Thank you.
care se crește în urmă rămâne din mijlocul Sfinților Codala, cercează cu ochii din cele mai de neajutoare tale din locul Dumnezeului tale să vă sătura pământul. Cel să lăsat de arăt din placul și de zeară să trebuiță oamenilor, ca să scoată pe din pământ și din găsărește de inima omului, ca să veselească frată cu tine și frâinea inima omului care cerce. Săturați-vă cu pace de cuvicezului banul pe care le-ai sădit acolo să se rezultă acestui. Propașul tău poate cuvic, tamărul și muzice, iranță de prosebilor și prințele se pare e cu Dios. Să putea din urmă așa de soare nu s-a cunoscut ca pusul său. Usa în urmări și-a făcut moarte când vor ieși toate fearele pământului. Cuile în urmări este asta în urmări specială de la Dumnezeu în care a lor. Răsărita soarele și s-a lăbărat și-a întâmplat și ca omul a mințit și la lucrarea sa până seara, s-a mărit lucrurile tale, dar în toate cum să le cerele ai făcut. Omul tu s-a promit cu dedinirea ta, marea aceasta este sfântă și largă, acolo se găsesc trăstoare pe care este număr de trăbiri și mari. Acolo cu trăbirile omul la laul acesta pe care le-ai gândit ca lui se face ea, toate că trebuie să ne așteaptă ca să ne dea răbdoară la urmărere, deschizându-i mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar îngorcându-ți fața ta, se vor curbura. Ruave, din roșu, se vor sfârși și în țărgâne, se vor întoarce. Primite-le Duhul tău și se vor zidi și de noi fața Pământului. Fie slava Domnului viață, deslăviți-vă Domnului Dumnezeu de soare, cel ce caută spre Pământ și face pe el de să cutremure, cel ce se atinge de mult și bună găsi. Slavă Lui viața mea, că slavă Dumnezeului meu cum voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu nu voi vrea să fiu de Domnul. Chiar așa că voi de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Bine cuvintează Sfântă Dumnezeu de Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, cu sanguinării s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cuvintele tine le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în lumea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule!
care iubești și tu templul Moria și adura coroarele de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Sculându-se de cea vrea de dimineață, a pus amarul pe asigur său și a luat cu sine două struci și pe Isaac cu său. Și de îndrepte pentru jertfă s-a ridicat și a plecat la locul despre care îi vrei Dumnezeu. Acolo, luând Avram lemnele, cele pentru jertfă, le-a pus pe umerii lui Isaac cu său. Iar el a luat în mâini focul și cuțitul și s-a pus amândoi împreună. Atunci a grăit Isaac lui Avram tatăl său și i-a zis, Tată, iar acesta a răspuns, ce este cu meu? Zisa Isaac, iată foc și lemne avem, dar unde este oaia pentru jertfă? Avram însă a răspuns, fiul meu va grijit Dumnezeu pe oaia jertfei sale. Și s-au dus mai departe amândoi împreună. Iar dacă au ajuns la locul despre care grăise Dumnezeu, a ridicat Avram acolo jertfă, a așezat lemnele pe el și mergând pe Isaac fiul său, l-a pus pe jertfel deasupra lemnelor. Apoi și-a întins Avram mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci Îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis, Avrame, Avrame, i-a răspuns acesta, iată-mă. Iar Îngerul Domnului a zis, să nu-ți ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, fiindcă acum cunosc că te temi de Dumnezeu și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul fiu al tău. De aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea mea și voi înmulți foarte neamul tău, ca să fie castelele cerului și calisipul de pe țărmul mării, și va stăpâni neamul tău cetățile dușmanilor săi. Și se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului. Pentru că ai ascultat! Întâmplatul s-a în Ierusalim, nevrerea vorbeamă în tiran, la Tior, rășate frate împreună cu maica lor fiind prin și ne-a silit regele, cu și cu fire bătrânului, să mănânce din cele pe care nu le era locul, că le mânca potrivit legii. Iar unul dintre ei care a grăit mai întâi așa a zis, ce vrei să întrebi și să știi de la noi? Pentru că mai bucuroși suntem așurii decât a contra legile părintești. Iar finalul a bucut de s-au înfierbântat niște mase mari, apoi a poruncit să taie limba cele care a grăit întâi, după care se jucoare pielea de pe cap și să-i taie mâinile și picioarele față celor lastrat și a mamei lor. Și după ce l-a ciocârțit așa, a poruncit să-l aducă la foc și să-l frigă de viu. Și văzând acestea, unii alții, împreună cu mama lor, se îndemnau la murit de jește. Și după ce s-a sărășit cel dintre dintre acest chip, a adus pe al doilea să mă trupărească și jucuindu-i pielea capului cu corpul, îl întreba, vrei să mănânci cele poruncite înainte ca să ți se ciucuțească toate măcularele trupului? Iar el, răspunzând în gradul părinților, să-i a zis, nu. Pentru aceea și acesta, ca și cei din tâi și pe rând, toate timpurile le-a suferit și când era să moară, a zis, tu, nelegiuitule, ne scoți pe noi din această viață, însă împăratul lumii pe noi, cei care murim pentru legile lui, iar ne va via cu piele de viață veșnică. Și după aceasta, a treilea a fost majorit și cerându-i se limba îndată a scos și mâinile cu îndrăzneau le-a atins, Dumnezeu a zis, din ce mi-am gândit pe acestea și pentru legile lui nu țin seama de ele, pentru că dăduiesc de la el iar nu ne pot gândi. Așa încât însu prezea și cei ce era cu el, cu spală se minunau de sufletul tânărului, că nu ținea seama de dureri ca de nimic. Și după ce s-a sfârșit și acesta, a pus pe-al patrulea asemenea chinuindu-i. Și când era să moară așa, a zis, bine este a muta mădenile cele de la oameni și aștepta pe cele de la Dumnezeu, că noi iar vom ia prin el, iar ție nu-ți va fi înviere spre viață. Și îndată, când pe-al cincilea muncea, iar el căutând către rege, a zis, putere între oameni, a fost muritor, fiind faci ce vrei, însă să nu suportești pe Dumnezeu,
Amen.
Cântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea părinte este Dumnezeu în veci. Amin. E, Doamne, mila ta spre noi, precum am nădăjduit în tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Binecuvântat ești, Doamne, înțelepțește pe noi cu îndreptările tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne pe noi cu îndreptările tale. Doamne, mila ta este viață. Lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vederea. Ție se cu bine laudă, ție se cu bine cântare, ție se laudă, se cu bine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și Fiuria și vecii vecilor. Amin. Să primim rugăciunea noastră cea de seară, Domnul. Amen.
rugăciunea drept slăbitorilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și Curulea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cerești nu ne trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăbitului proroc înaintea mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfinților Slăviților și întru totul lăudaților Apostol, ale Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, ocrotitorul României, ale celor trei Sfinți Părinții noștri, Mardasă, ale Lumii și Ierarhia, Sfântului cel Mare, Grigorii de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan, Gură de Aur, ale Sfinților Ierarhia, Tanase, Chiric și Ioan, cel milostiv Patriarhul Alexandriei, ale Sfinților Nicfor și Atanase, Patelarie, Patriarhul Constantinopolului, ale celor trei Sfinți Părinții noștri, Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Litei și Spiridon, al Trimitundei, Nectarie de la Neghina, Făcătorii de Minuni, Bretanion, Teotim și Efrem, Episcopul Tomis, Episcopii Tomis, Irineu de Silvinu și Cetatele Mesiane, Iachim de la Vecina, Antim Emilianu și Grigore, Dascălul, Mitropoliții Țării Românești, Varlando, Softei și Teodosie de la Plas, Mitropoliții Moldovei, Iosif cel nou de la Pactos, Mitropolitul Palata, Ielase de la Rămeținie, Ionis și Savagran, Comisiu Ștefan și Andrei Șaguna, Mitropoliții Transilvaniei, Petru Movilă, Mitropolitul Chievului, Leonții de la Rădăuț, Ioan de la Lușca și Sicu, și Bahomie de la Clenii, Episcopiul Romanului, Calinii de la Cernica, Episcopul Râmnicului și ale tuturor Sfinților, Ierarhului Sfântului, Întâi Ucenic și Arhiacul Ștefan, ale Sfinților Sfinților Mari, Ucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruințe, Dimitrie, Izvorătorul de Mir, Teodor Tiro, Tărâns Ratilar, Ioan, Mina, Ioan cel Nou, de la Suceava, ale Sfinților Sfinții Ucenici Garolande și Lefterii, ale Sfinților Ucenici Epictet și Astion de la Arminis, Nichita și Sava de la Buzău, Zotri, Cata, Alcamase și Filip de la Nicolițel, Emilian, Darsie, Nicandru, Marcian, Iuliu, Veteran, Pasicrat, Valentin și Isidie de la Rostructorul, Chiril, Chindeu și Tase de la Cernavodă, Macrobie, Gordian, Elie, Lucian și Valerian de la Tomis, Anastasia, Claudiu, Castor, Sempronion și Nicastor, Nicostrat de la Sinti, Donat și Silvan, Diacon, Rom, Preotul și Penez, de la Cibales, Maxim, Vintilian și Tata de la Ozovia, Elmir, Stradonic, Montanus, Preotul și Maxima din Sigitul, Hermes și Lup, Sirti și Pacuan, Palacu și Orpe de la Săliștea Sibiului. Ale Sfinților Martirului Proveri, Constantin, Vorbot cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Lavru și Matei și Sfenicul Ionaca, pe cuvenire o să vă și noi astăzi. Ale Sfinților Mărturisitor, Ioan de la Galeș, Moise de la Sibir, Atanase, Tudorean de la Pitici, Vasile de la Mărbun, Grigore de la Zagra, Vasile de la Tenciu și ale Sfinților Mucenință Filoteia, de la Curtea de Arge și Tatina de la Craiova și de totul Sfinților Burgului, și uceniții. Ale Sfinților cum fost Ștefan cel Mare al Moldovei și Nicolae Basarab al Țării Românești, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu, Purtători Părinți, ai noștri, Ioan, Casian, German, Dionisie, Sigur, cei din Dobrogea, Dimitrie, cel nou Ocrotitor Bucureștilor, Grigorie de Capolitul de la Bistrița, Vâlci, Nicodim, cel Sfinții de la Tismana, Daniel Sihastru de la Voroneț, Ivan de la Prezlop, Simeon și Amfilovie de la Pângărață, Iosif și Chiriac de la Biserica Rafael și Partene de la Gabia Veche, Chiriac de la Tazlău, Bisarion, Sadar și Sufrone de la Albaicului, Antonie de la Iezerul Vâlci, Paisie, Ioan Iacob de la Neamț, Vasile de la Panagorului, Onufle de la Borona, Antipa de la Calapodeș, Gheorghe de la Cernica și Cărderoșan, Iosif de la Vădatul, Ioan Ichie, cel nou de la Mosel, Erodion de la Laino și ale tuturor Sfinților Cuvioși Părinți, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Paraschiva de la Iași, Teodora de la Sicla, și ale tuturor Sfinților Cuvioaselor Maici, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinți, Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților. Rugăm-ne mult milosime, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoși, care ne rugăm Ție, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
și a celor care viețuiesc în ea, pentru pacea și buna așezare a întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care au sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinți și frați ai noștri, pentru cei primiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor care zac în boli, pentru odihna, ușurare, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor care mai înainte s-au mutat într-o dreaptă credință, părinții frații noștri, drept măritori creștini, care se odihnesc aici și pretutindeni, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații noștri ce sunt în slujbe și pentru cei ce slujesc și au slujit în sfânt locașul acesta, să zice. Bine primit de părugăciunea noastră!
Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
și untul de lemn și le mulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, țara noastră și toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rogi care vor gusta din ele, sfințește. Că tu ești cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă îți înălțăm. Împreună și Părintele tău cel fără de început, și prea Sfântului Bunului și de viață Făcătorului tău, acum și pururea și în vecii vecii despre ea.
cinstea că ea a fost pictată de același preot Luca din Iclon, care a pictat și icoana de la Nicula. Și icoana pe care o aveți în fața dumneavoastră a fost pictată la India celei de la Nicula. Dacă cea de la Nicula, datele istorice ne spun că a fost pictată în 1681, icoana aceasta a fost pictată în 1673. Așa cum într-un colț se află o mențiune în limba slavonă, ea a fost comandată de o familie de la Ilișua pentru biserica sătului lor. Și deși, să zicem, mai pictată înainte de cea de la Nicula, totuși cea de la Nicula a fost cea care a primat întâi, așa după cum bine știm, în anul 1699. Atunci s-a făcut anchetă, au comandat ancheta soldații austrieci, care, de fapt, au fost primii martori ai acestei lucruri. La fel s-a întâmplat și la Ilișoa în anul 1717, când icoana a plâns. Martori au fost mai mulți. Ceea ce este interesant este că oamenii din Ilișoa, la această lăcrimare în 1717, n-au vrut și n-au spus nimănui. De ce? Pentru că, fiind sub ocupație străină, icoana lor ar fi avut soarta celei de la Nicula, pentru că se știe, icoana de la Nicula a fost luată de groful Sigismund Cornish de la mănăstirea. A fost nevoie de o revoltă serioasă a sătenilor din Nicula ca să o poată recupera după oarecare timp. Așa se face că ei au ținut secret această lăcrimare a Icoanei. Însă, fiindcă în anul 1729 Icoana a lăcrimat din nou, de data aceasta, fiind și martori de alte confesiuni, soldați aici ai armatei austro-ungare, n-au mai putut să dăinuiască această minune și în contextul acelei anchete din 1729, sătenii care au fost audiați în frunte cu preoții lor, au făcut această mențiune că nu-i prima dată când icoana a plâns și că ei au fost martori și la prima lăcrimare din anul 1717. Deci, iată că preotul Luca a avut un dar din partea lui Dumnezeu și crede în putărie că și o viață duhovnicească pe măsură. Pentru că numai un om care posedă bogăție Duhului Dumnezeu poate să facă lucruri extraordinare, care, iată, la rândul lor să fie adevărată izboare de împărtășire a Duhului Sfânt. Ce vreau să mai menționez și voi încheia este faptul că cele două icoane, aceasta de la Ilișua și cea de la Nicula, nu sunt de aceeași factură, deși se vede, uitându-ne la ele, că este mâna celui așa. Au anumite asemănări, dar cele două icoane sunt două tipologii de icoane ale Maicii Domnului. Dacă icoana de la Nicula este vodighitria sau călăuzitoarea, învățătoarea sau povățuitoarea, în sensul în care Maica Domnului îl ține pe prunc în fața ei și cu o mână arată spre el, adică pe acesta să-l ascultați, dar ce mă aminte de cuvintele ei. Icoana aceasta de la Ilișua pe care o avem în față este tipologia de icoană numită Eleusa sau Dulce Mântuietoare. Pentru că, vedeți, este o scenă tandră dintre Maica Domnului și Fiul ei. În sensul în care îl ține apropiat de obrăjorii, adică obrajul ei este atinge obrajul Mântuitorului Hristos. Și amândouă tipologiile de icoane ar fi și altele, dar acestea două, Odinitria și Eleusa, sunt cele mai însemnate. Semn că Părintele Luca nu doar că era un iconar talentat, nu doar că avea o viață duhovnicească puternică, ci cunoștea. Cunoștea și ceea ce implică pictura bisericească. Și vreau să mai spun un lucru,
Și anume acesta. Credincioșii ortodoxi români din acele timpuri n-au avut nici posibilități materiale și nici libertatea să-și zidească biserici mari. Biserici de piatră, biserici durabile, săraci nici măcar nu și le puteau face în centrul satului, ci erau nevoiți să le facă mai pe deal. Dar vreau să vedeți investiția lor în icoană. De ce? Pentru că icoanele vorbesc despre prezența lui Dumnezeu într-un spațiu. Sentimentul pe care l-am avut în urmă cu 3 ani, când am venit să slujesc în această biserică, era acest gol de icoană. În sensul în care pereții, pregătiți-i pentru pictură, dar Dumnezeu va ști cât va mai dura până îi vom îmbrăca la haina picturii, creau așa sentimentul, cel puțin pentru mine, la vremea aceea, de gol, de neduhovnicesc, de neîmplinit cumva. Și de aceea, una din năzuințele mele și sigur în colaborare atentă și discretă cu Părintele Alexandru, care probabil simțind stânjeneala mea din această perspectivă, a zis, uite-te bine și vezi ceea ce este nevoie și hai să facem tot ceea ce trebuie făcut. Pentru că, zice, dacă te obișnuiești cu spațiul, slujim mai mult timp în el, te obișnuiești pur și simplu și nu mai simți că acolo ar mai trebui ceva, că dincolo ar trebui. De aici graba de a picta câteva icoane. Nu ne-am permis să picăm icoane pe lemn, pentru că acelea sunt mai scumpe, dar iată, avem un rând de icoane la toate praznicele pictate pe sticlă și din această după masă, dar despre icoana 2, care va împodobi biserica și grabul nostru, aș vrea să vă vorbesc mai mult mâine. Dar din această seară, prin grija unor tenoriași, pe care la fel o să-i nominalizez mâine, avem o icoană pe lemn, o icoană care am vrut de la început să înglobeze toate sărbătoririle de astăzi și de mâine. În centru să o aibă pe Maica Domnului. De o parte și de alta pe Sfinții Martiri prin Covent, și mai lipsește un element de la această icoană, și anume mahrama Mântuitorului Hristos, pe care o vom picta deasupra icoanei, pentru că mâine, alături de prăznuirea Sfinților Împreunite și cea a Maicii Domnului din această zi, mâine este și prăznuirea mahramei Mântuitorului Iisus Hristos. Așa că hram este chiar acoperit și din punct de vedere liturgic, iar icoana pictată și așezată în spate, va fi spre mângâierea și luminarea și curățirea sufletească a tuturor credincioșilor care vor veni în biserică apăsați de greutăți și de griji și vor vrea să spună o rugăciune. Dumnezeu să vă răsplătească pentru prezența frumoasă din această seară, am să vă și o slujbă frumoasă și eu mă rog și Părintele să roagă ca mâine să fim și mai mulți de atent și pe urmă Părintele Dumitru, facem o sărbătoare frumoasă, Sfinte.